Titel Drăduță, antrenorul echipei HC Argeș, consideră că evoluția echipei în turul de campionat a fost una onorabilă, ținând seama de lot și de problemele financiare, chiar și așa mai există șanse de promovare, chiar dacă cele două grupări din Baia Mare pornesc ca favorite. L-am încheiat pe locul 3, la o diferență de 2 puncte de prima clasată Minaur Baia Mare și un punct a doua clasată Extrem Baia Mare. O consider raportat la condițiile de desfășurare și lot, este un loc onorabil, din punctul meu de vedere. Raportat, dacă ne gândim de șanse pentru promovare la ceea ce ne-am gândit în prima fază, la începerea campionatului, teoretic avem încă șanse, dar bineînțeles, dacă lucrurile vor intra normal. Nu ascund faptul că suferim la salarizare și poate chiar la... mai trebuie și ceva echipament și condiții de a desfășura. Și în ultimul rând, de a întări lotul. O parte dintre jucători se pregătesc la o intensitate redusă și în această săptămână, după care se va lua vacanță. HC Argeș își va relua pregătirile în prima decadă din luna ianuarie.